Referendumul pentru familie a primit undă verde de la Curtea Constituțională a României. CCR a decis cu șapte voturi pentru și două împotrivă că legea de revizuire a Constituției privind redefinirea familiei îndeplinește toate normele legale. Curtea Constituțională s-a sesizat din oficiu săptămâna trecută după ce marți legea redefinirii familiei a trecut de Senat în calitate de cameră decizională. Decizia CCR a fost ultimul filtru înaintea referendumului care se va desfășura în 7 octombrie. Ultima raportare făcută de Autoritatea Electorală Permanentă arată că în 31 august o 18.917.495 de cetățeni români cu drept de vot. Pentru ca legea de revizuire a Constituției să treacă, e nevoie să se prezinte la urne 30% din numărul total de alegători, adică 5.675.249 de persoane. O altă condiție pentru validarea referendumului este ca cel puțin 25% din voturi să fie valide. O altă lege aflată azi în dezbatere la Curtea Constituțională a fost amânată. Este vorba despre legea pentru modificarea codului penal. Sesizarea de neconstituționalitate a fost depusă de președintele la finalul lunii iulie, acesta a susținut atunci că ambele legi adoptate de Parlament încalcă Constituția și conțin mai multe prevederi neconstituționale.